Pentru cei care nu știți nimic despre Spider-Man, la un moment dat un puști pe nume Peter Parker a fost mușcat de un păianjen radioactiv care i-a dat superputeri. Superputeri cu care face pe justițiarul mascat Spider-Man. Justițiar care, by the way, nu prea este înghițit de poliție și ai cărui inamici principali sunt Venom, Doctorul Caracatiță și Goblinul Verde. Plus când vine vorba de familie, Peter le are doar pe mătușa sa May și pe gagică sa Mary Jane. Așadar, acestea fiind zise, Miles Morales este un puști obișnuit din Brooklyn, în New York, care este fanul lui Spider-Man, care are un tată polițist și care a fost acceptat la o școală de elită unde nu se simte în largul său. Dar hei, să zicem că o colegă de clasă de-a lui pe nume Gwen îl ajută pe a nostru să se acomodeze mai ușor la noua lui școală. În continuare, pentru că Miles se confruntă cu așteptările mari ale părinților săi și cu probleme serioase în legătură cu menirea lui în această lume, a nostru foarte adesea merge la unchiul său Aaron, care îl ajută să se descarce. Mai exact, acesta își face nepotul să se exprime prin intermediul grafitiurilor. Deci, într-o astfel de ieșire, Miles a fost mușcat de către un păianjen radioactiv, lucru care i-a dat în următoarea zi puterile clasice de Spider-Man. Știți voi, superputere, agilitate, mâini lipicioase și simțul păianjenului. Plus, din cauza că Miles nu știa să-și controleze puterile, el și-a lipit la propriu mâna de părul lui Gwen, iar drept consecință, fata a trebuit să-și facă o nouă tunsoare. Deci, pentru a înțelege ce-i se întâmplă, Miles s-a întors în locul în care a fost mușcat și ce să vezi? El se trezește brusc în mijlocul unei lupte dintre eroul său Spider-Man, Goblinul Verde și un tip pe nume Prowler, tipii răi lucrând pentru un mafiot căruia îi se zice Kingpin. Amun, în timpul luptei, simțurile de păianjen ale lui Peter și Miles s-au sincronizat și astfel Spider-Man s-a prins că Miles este ca și el. Așa că acesta s-a oferit să-l ajute pe băiat să-și gestioneze schimbările prin care trece de îndată ce-i termină de bătut pe băieții răi. Dar din păcate, acel moment nu a mai venit niciodată, pentru că Kingpin a reușit să-și pornească mașinăria la care lucra, iar în urma unei explozii, a nostru a fost prins sub niște dărâmături, unde tot a fost omorât de către mafiot. Niezo să-l ierte! Totuși, din fericire, înainte de a da colțul, acesta i-a încredințat lui Miles cheia de pornire a mașinăriei de mai devreme. Deci a nostru a reușit să se retragă la loc sigur cu cheia de la Peter și a vrut să-i onoreze memoria devenind Spider-Man în locul său. Dar din cauza că el nu își poate controla puterile, Miles a căzut și a stricat cheia pe care Peter i-a dat-o. Plus, e de menționat că moartea eroului său l-a traumatizat pe a nostru. Dar să vezi și să nu crezi, în timp ce Miles se afla la mormântul lui Spider-Man, bum, el se trezește în spate cu un Peter Parker. Doar că nu cu cel care a murit, ci cu un Peter Parker din alt univers. Dapscula lui Kingpin scanează ADN-ul unei persoane și aduce pe zonă câteva variante din multivers ale persoanei scanate. Deci, pentru că mai devreme scula respectivă a scanat ADN-ul lui Spider-Man, așa se explică apariția celui de-al doilea Peter Parker. Plus, ca să vă zic câte ceva despre tipul ăsta, păi mătușa lui May a dat colțul și el a divorțat de Mary Jane pentru că nu se simțea pregătit să aibă copii cu aceasta. Urmând ca după aceea el să își piardă motivația de a face ceva în viață, motiv pentru care s-a și îngrășat. Amu Miles a vrut ca acest Peter să-l antreneze pentru a fi un Spider-Man, dar toată faza e că depresivul lui nu-i mai pasă de salvarea lumii, ci el vrea doar să se întoarcă acasă. Totuși, având în vedere că Miles a stricat cheia de la scula lui Kingpin, depresivul nu are de ales decât să colaboreze cu Miles pentru a-l opri pe mafiot și abia după aceea să se întoarcă acasă. Deci cei doi se infiltrează în laboratorul de cercetare al mafiotului, unde ei află atât că Miles se poate face invizibil, cât și că varianta doctorului Caracatiță din acest univers este o femeie care lucrează pentru mafiot. Plus, mulțumită ei, aflăm că Spider-Man-ul grasul depresiv nu poate rămâne pentru prea multă vreme în afara universului său fără să dea colțul. Deci ai noștri nu pierd vremea și dau să-i fure doctoriței Caracatiță calculatorul cu cercetări. Dar pentru că ei nu se prea pricep la ceea ce fac, ei sunt ajutați de către Gwen. Dap și ea este un Spider-Man dintr-un univers paralel, care a ajuns pe pământul lui Miles mulțumită experimentelor pe care Kingpin le făcea cu invenția sa. A da, și în caz că vă întrebați ce planuri are Kingpin cu scula asta, păi nevasta și copilul său l-au părăsit din cauza activităților sale ilegale. Așa că el vrea să-i înlocuiască cu variante de ale lor din multivers. Am un continuare, am să vă zic câte ceva și despre Gwen. Păi, în mod evident, în universul ei, nu Peter a fost cel mușcat de către păianjenul radioactiv, ci ea. Deci, ca să nu rămână pe din afară, el a consumat un ser care l-a transformat într-un monstru șopârlă scăpat de sub control, care a trebuit să fie răpus. Plus, pentru că tatăl lui Gwen, care este șeful poliției, a fost martor doar la ultima scenă a bătăliei, el are impresia că Spider-Man, sau Spider-Girl, este o criminală. Așa că el a jurat să o aducă în fața legii. În
fine, revenind în universul lui Miles, în continuare ai noștri merg la mătușa May în speranța că pot găsi ceva prin lucrurile Peterului decedat, care să-i ajute să-l oprească pe Kingpin. Iar la vederea lor, mătușa May nu a ezitat să-i ducă în bârlogul nepotului său, unde să-i întâlnească pe restul Spider-Manilor care au fost aduși în acest univers. Anume, vorbim despre un Spider-Man din filmele alb-negru care se bate cu nemții mustăcioși, de o tipă care comunică telepatic cu păianjenul care a mușcat-o și împreună cu care pilotează un robot și nu în ultimul rând de un porc. Și da, până acest univers, mătușa mea era conștientă de identitatea secretă a lui Peter. Plus că tot vorbeam de Spider-Man din alte universe, vedeți că găsiți la mine pe canal videouri în X minute cu 3 dintre aceștia. În fine, revenind la Miles, toate bune până acum, dar ca toți acești Spider-Man să se întoarcă acasă și să-l oprească pe Kingpin, unul dintre ei trebuie să rămână în urmă și să-i distrugă mașinăria de călătorit prin multivers, lucru care l-ar condamna pe acel Spider-Man la moarte. Bineînțeles că Miles a oferit să fie el cel care distruge mașinăria, ca niciun Spider-Man să nu fie nevoit să moară. Dar din păcate noi săi tovarăși nu au încredere în el că poate face așa ceva, pentru că nu își poate controla puterile. Așadar, a nostru merge la unchiul său ca să-și pună ordine în gânduri. Dar surpriză, acolo el află că acesta este Prowler. Deci Miles a dat birt cu fugiții înapoi la prietenii săi și a condus pe oamenii lui Kingpin direct la aceștia. Așadar, începe o luptă pe scală largă, iar Miles a fost prins de către unchiul său care era pe cale să-i facă felul. Deci neavând încotro, a nostru și-a dat jos masca, lucru care l-a făcut pe unchiul său Aaron să ezite și drept consecință să fie împușcat pe la spate de către Kingpin pentru nesupunere. Nezo să-l ierte! În continuare, Spider-Manii se regrupează în camera de cămin a lui Miles, unde decid că cel care se va sacrifica pentru echipă va fi Peter Parkerul graso-depresiv. Deci eroii îl leagă pe Miles de un scaun ca acesta să nu încerce să facă pe eroul, după care merg să-l oprească pe Kingpin. Mai exact, ei s-au infiltrat în clădirea mafiotului unde acesta ținea un eveniment în onoarea morții lui Spider-Man și unde tot se află și scula de călătorit prin multivers. Deci în scurt timp lupta începe din nou. Dar între timp Miles a fost vizitat de către Taxu, care a vorbit cu el stând în fața ușii camerei de la cămin și i-a zis niște cuvinte motivaționale. Lucru care l-a făcut pe a nostru să prindă tupeu și să se elibereze din pânza care îl ținea captiv, urmând ca după aceea el să meargă la mătușa May pentru ajutor. Babeta dându-i atât niște lansatoare de pânză, cât și un costum de Spider-Man de al nepotului ei, pe care a nostru l-a customizat în stilul său. Deci Miles s-a alăturat luptei la timp pentru a o salva pe Gwen și pentru a-i trimite rând pe rând pe restul Spider-Manilor în universele lor. Dar acum că a rămas fără aliați, Miles este atacat de către Kingpin, care urmează să-i facă felul. Dar din fericire Taxu a fost pe zonă și i-a dat din nou câteva încurajări, mulțumită cărora Miles și-a putut controla cea de-a doua putere care este neobișnuită unui Spider-Man, aceea de a electrocuta oameni. Deci astfel mașina de călătorit prin multivers a fost distrusă, Kingpin a fost capturat, iar Miles încearcă să fie un Spider-Man care să fie pe placul tatălui său, adică unul care cooperează cu poliția și nu face pe justițiarul de capul său. Totuși e de menționat că Miles nu i-a zis familiei sale că el este noul Spider-Man din motive evidente. Așadar, în continuare eu zic să mergem un pic în universul lui Spider-Girl, pentru că Gwen se simte singură din cauza faptului că nu mai are prieteni și pentru că indirect tatăl ei o crede o criminală. Amul la un moment dat tipul o auzit prin stație că orașul este atacat de către un răufăcător căruia îi se zice Vulturul. Așa că noastră nu a putut sta deoparte și a mers să-l oprească pe înaripat. Dar toată faza e că acest Vultur este dintr-un alt univers. Deci a noastră a fost pusă în dificultate și era pe punctul de a-i se face felul. Dar în ultimul moment un Spider-Man dintr-un alt univers pe nume Miguel a apărut în peisaj și el împreună cu asistenta lui care este o Spider-Girl pe motocicletă au reușit să-l pună pe Vultur într-o cușcă și să-l trimită înapoi în universul său. Plus din cauza că în urma luptei Gwen a fost pusă la colț de către Taxu, care a vrut să o aresteze chiar și după ce a noastră și-a dat jos masca, Gwen a fost luată sub aripa protectoare a asistentei lui Miguel și dusă în societatea păianjenilor, adică într-un univers plin de Spider-Man care sunt conduși de către Miguel și a căror misiune este aceea de a menține multiversul în echilibru. Deci mulțumit acțiunilor lui Kingpin din universul lui Miles, aceștia au destul de mult de muncă în ultima vreme. Plus pentru a călători prin multivers fără să-și facă griji că o să dea colțul, aceștia folosesc niște brățări speciale. În fine, revenind în universul lui Miles, a nostru a continuat să facă pe eroul și la un moment dat el a trebuit să se confrunte cu un tip pe nume Spot, a.k.a. un răufăcător începător care obișnuia să fie un om de știință care cercetează multiversul pentru King.
Kingpin. Cum a ajuns el să fie un mutant care creează portale cu găurile de pe piele? Păi acesta a fost expus radiațiilor emise de distrugerea mașinăriei de călătorit prin multivers. Motiv pentru care acesta îl învinuiește pe Miles pentru că nu mai este uman. Plus, ca și fapt divers, Miles trebuie să-i mulțumească lui Spot pentru puterile sale, pentru că păianjenul care l-a mușcat a fost adus pe zonă de către acesta dintr-un alt univers. În fine, pentru un moment, Miles scapă de adversarul său pentru că acesta și-a dat la propriu un șut în fund. Astfel, picând printr-un portal de al său care l-a dus într-o dimensiune care îi permite să călătorească peste tot prin multivers. Inclusiv în universul lui Venom, cu care, by the way, de asemenea am clip aici pe canal. Așadar, acestea fiind zise, Spot devine responsabilitatea lui Miguel. Deci Gwen este trimisă în universul lui Miles pentru a fi cu ochii pe răufăcător. Dar fata nu și-a respectat îndatoririle și a fost să-l vadă pe Miles din cauza că îl consideră singurul ei prieten. Deci numai bine că și a nostru cam are crush pe ea. Plus, mulțumită faptului că l-au văzut cu o fată, părinții lui Miles dau să ignore faptul că a nostru este pedepsit. De ce era el pedepsit? Păi asemenea lui Peter Parker, viața de supererou îl face pe Miles să își cam neglijeze responsabilitățile de la școală și cele față de familia sa. În fine, Amu, chiar dacă ai noștri au avut parte de câteva momente plăcute împreună, în cele din urmă Gwen a fost chemată de datorie, iar Miles a urmărit-o în secret pentru a vedea ce pune aceasta la cale. Mai exact, între timp, Spot a început să se plimbe prin multivers pentru a absorbi energia mașinăriilor lui Kingpin și astfel devenind mai puternic. Deci, pentru a nu fi dat afară din echipa lui Miguel, aceasta merge după Spot și este urmărită de către Miles într-un alt univers. Așadar, în continuare, cei doi fac echipă cu Spider-Man-ul universului respectiv pentru a-l opri pe Spot. Dar acesta este mult mai puternic ca înainte. Motiv pentru care cei trei au trebuit să primească o mână de ajutor de la un colaborator de-a lui Miguel pe nume Hobby, adică de la un Spider-Man punk. Totuși, chiar și așa, ai noștri nu au fost capabili să-l oprească pe Spot din a absorbi și mai multă energie. Iar de îndată ce asta s-a întâmplat, Miles a avut o viziune conform căreia tatăl său va muri în ziua în care va fi numit capitanul poliției. Dar hei, Miles nu apucă să se gândească prea mult la asta, că Spot se retrage de pe zonă, iar explozia pe care a provocat-o mai devreme pune în pericol o grămadă de civili. Așa că Miles s-a aventurat fără frică să-l salveze pe tatăl iubitei Spider-Man-ului din acest univers. Asta în ciuda lui Gwen, care încerca să-l oprească. Deci toate bune până acum, dar gestul lui Miles a deschis o gaură neagră care pune în pericol întreg universul. Motiv pentru care Miguel a fost nevoit să trimită și mai mulți oameni pe zonă pentru a gestiona situația. Plus, acesta l-a mai chemat și pe Miles în biroul său pentru a-i explica cum stau lucrurile cu multiversul. Gen, fiecare univers are un fir narativ al evenimentelor care trebuie respectat. Iar dacă din oarecare motiv firul narativ este perturbat de către factorii externi, universul respectiv și probabil chiar multiversul riscă să fie distrus. Cu alte cuvinte, din cauza că Miles l-a salvat pe tipul de mai devreme, el a întrerupt firul narativ al Spider-Man-ului din acel univers. Gen, de asta Gwen a încercat să-l oprească. Mai exact, în fiecare univers, capitanul poliției trebuie să moară în brațele lui Spider-Man. Asta ca eroul nostru să fie pus pe calea dreptății. Iar mulțumită lui Miles, Spider-Man-ul de mai devreme nu a avut parte de așa ceva. Plus, pentru că tatăl lui Miles urmează să fie promovat la gradul de capitan al poliției, asta înseamnă că acesta va trebui să moară în brațele lui Miles, exact ca și în viziunea pe care Spot i-a arătat-o. Așadar, bineînțeles că nostru nu acceptă să-și lase tatăl să moară fără să încerce să-l salveze. Motiv pentru care Miguel l-a adus pe zonă pe Spider-Man-ul graso-depresiv, ca să încerce să-l convingă pe nostru să stea deoparte cu vorbă bună. A da, între timp, Spider-Man-ul graso-depresiv s-a împăcat cu Mary Jane și a făcut un copil împreună cu aceasta. În fine, revenind la Miles, văzând că nu se poate cu vorbă bună, Miguel apelează la forță și îl închide pe a nostru într-o celulă. Dar mulțumită puterii sale cu șocuri, el evadează și drept urmare un întreg univers plin cu Spider-Man este pe urmele sale. Dar chiar și așa, Miles i-a păcălit pe aceștia să urce pe o rachetă care se îndrepta către lună, urmând ca după aceea a nostru să sară de pe rachetă și să se întoarcă în baza principală, care acum era pustie și astfel a nostru s-a întors în universul său. Sau cel puțin așa a crezut inițial. Gen, din cauza că ADN-ul lui Miles a fost alterat de mușcătura unui păianjen din alt univers, dispozitivul de transport i-a interpretat greșit semnătura ADN și în loc să-l trimită acasă, a nostru a ajuns în universul păianjenului care l-a mușcat. Adică într-un univers fără Spider-Man, pentru că nu, păianjenul care trebuia să-l muște pe Peter Parker a fost ocupat să-l muște pe Miles Morales.
Plus nu doar atâta, dar în acest univers nu unchiul Aaron este Prowler, ci însuși Miles. Așadar, a nostru a fost capturat de varianta lui din acest univers, iar cât timp asta se întâmpla, Miguel a dat-o afară pe Gwen din societatea păianjenilor. Dar chiar și așa, Hobby a dat fetei ceasul său de călătorit prin multivers, ca ea să meargă și să-și ajute prietenul. Deci fata realizează că Miguel este puțin cam de Lulu și de îndată ce află că Miles nu a fost transportat în universul său, a noastră strânge o echipă de oameni păianjeni care sunt dispuși să se pună cu Miguel pentru a-l salva pe Miles. By the way, așa ca de final vreau să vă zic că Miguel îl cam urăște pe Miles din cauza că el este o anomalie a multiversului. Gen, el a devenit Spider-Man din greșeală doar pentru că cineva s-a jucat cu multiversul. Plus, când vine vorba de trecutul lui Miguel, el este atât de fixat pe a salva multiversul pentru că la rândul său a distrus un univers încercând să-și înlocuiască familia cu niște variante de ale lor din alt univers. A, da, și într-un fel sau altul, el este bolnav, are momente când își pierde controlul și uneori dă să se transforme într-un monstru. Fraților, și cam astea au fost primele două videouri cu Spider-Man-ul lui Miles Morales. Dar dacă știam că cel de-al doilea film se termină atât de brusc, probabil aș fi așteptat să fac acest video până la anul când apare și cel de-al treilea film. Dar hei, dacă voi mi-ați cerut Spider-Man Into the Spider-Verse în X minute, eu vi l-am dat. Plus, mai vreau să vă anunț că ăsta a fost oficial primul video din săptămâna de desene animate. Adică pentru a intra cât de cât în atmosfera sărbătorilor, în următoarea perioadă voi posta zilnic câte un video în X minute cu filme animate cu care mulți dintre noi am copilărit. Așadar, nu vă sfiiți, apăsați pe butonul de subscribe și să aprindeți clopoțelul ca să fiți notificați atunci când am să postez aceste clipuri. Acestea fiind zise, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele? Felician Vasile, Marius Vișan, Ionuț Ungurean, Adrian Hink, Florin Gociman, Crazy Jeleu, Beiușanu, Marian 07, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de miticul Ștefan Binefăcătorul și de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați, apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal, ne auzim pe Insta și pe TikTok, eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem mâine.